începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Iulică, puteai să bagi ceva, că am fost numărul 1 la audiență vineri, Iulică! Hai că poți! Iulică! Tot de astea de la teatru ai băgat. Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Oameni buni, în sfârșit simt că a venit toamna. După soarele și temperaturile ridicate de până ieri, aș zice că a venit brusc, nu? Vă zic, nici dacă mi-ar fi lăsat cineva la ușă pe preș un coș cu plăcinte, o oală cu sarmale, o pungă cu gutui sau, de ce nu, o valiză cu documente, n-aș fi fost mai surprins. În fine, nu trebuie să ne plângem, ci dimpotrivă să fim recunoscători. Toamna e plină de lucruri bune. Toamna se numără bobocii, toamna se culeg roadele, toamna se gustă plăcintele, sarmarele, gutuile și, după caz, documentele tradiționale. Avem și noi bunătăți de toamnă astăzi, oameni buni, și începem cu un preparat care a depășit granițele țării, un fel de mâncare nelipsit de pe masa românului, indiferent prin ce colț de lume s-ar afla el. Ciucă, ești pregătit? Da. Ai lingura la tine? Da. Are, mă, Ciucă, lingura la el, cu lingura de lemn a venit, păi, da? Băia deștept, bravo Peggy, ai luat repede șervețele să nu se vadă că sunt în cadru acolo și că nu sunt corect puse. Imediat a zis cum a luat Peggy șervețele, hop! Imediat, ia mai bagă Peggy, ia mai poți? Ia, fii atentă. Deci, oameni buni, era cadru în felul următor. Vorbeam cu Radu Ciucă, colegul meu, da? Și erau șervețele în cadru. Peggy, hop, în direct! Imediat, bă, băiatule, băi! Suntem eficienți aici la emisiune, profesioniști, bravo Peggy! Oameni buni, astăzi, dragă Radu Ciucă, vorbim despre ciorbă. Adică fie că e de burtă, fie că e de potroace, de rață, de pui, curcan, porc sau miel, fie că e de lobodă, mazăre ori fasole, bă, crește inima minimă când vorbesc de ciorbă. Fie că este dreasă cu smântână, ou sau mușdei, pentru români, oameni buni, ciorba este mai mult decât ceva care să-ți ține de foame. Nu-ți încălzește doar stomacul, înțelegeți ce vreau să zic, ci și sufletul, căci este de ajuns să o sorbi, să o sorbi din priviri și să sorbi așa o lingură de ciorbă pe care o face poate mama ta, poate bunica, poate străbunica, ca să-ți aduci aminte de familie, de trecut și de momentele petrecute alături de cei dragi. Băi, cum vorbesc de ciorbă, nu vorbește nimeni în țara asta. Începem aventura noastră, oameni buni, în lumea ciorbelor tradiționale. Stați un pic să înghit. Speciale, unice, neobișnuite, inedite, cu o gospodină din Prahova care are o rețetă deosebită, are și o poveste, că asta este important. Are o poveste și rădăcini tocmai în Ardeal, în Sălaj. Așa că vreau să vă prezint ciorba. Băi, Ciucă, mai auzit că e vorba de ciorba cu varza acră și cârnați afumați a lui Odi și ai făcut rost de două linguri. Alea-s linguri sau polonice? Și pentru mine, aia e pentru mine, bravo Ciucă, îmi place! Băia deștept. Peggy, vezi că era laptopul în cadru. Ia uite-te! Uite, închide repede laptopul. Închide, trântește-l, dă-i pozașul așa, trântește-l. Să fie curat totul, așa, bravo. Bravo, așa. Am mai făcut și freza lui Ciucă. Deci, oameni buni, dați-ne voie să vă prezentăm la început de săptămână ciorba cu varză acră și cârnați afumați a lui Odi. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la noi! Ne-ați întâmpinat bine! Da, sănătate multă! Bine ați venit la noi! Cu mare drag v-am așteptat! Spuneți-ne ce ne pregătiți azi! Astăzi vă pregătesc o ciorbică. Ciorbica bețivului se spune la ciorbica asta, dar nu e ceea ce se aude. Aceasta este o ciorbică extraordinară care se face la noi, în zonă, la tăiatul porcului. Rețeta ciorbei pe care am venit să o gustăm e veche și are rădăcini tocmai în Sălaj, acolo unde s-a născut Odi, așa cum îi spune toată lumea Sabinei. Acum 6 ani, Odi s-a mutat în Prahova, în Cornul de Jos, unde era stabilită deja sora ei Mirela. A adus cu ea toate rețetele moștenite de la bunică și au deschis împreună un restaurant. Ciorba bețivului are pe peste 70 de ani și a făcut mereu senzație printre săteni, care au încercat tot timpul să-i afle secretele. Acum, Odi s-a pregătit să ne dezvăluie cum se prepară zeama ardelenească tradițională, cu varză acră și cârnați afumați, iar fiica Alina și sora Mirela i-au fost alături pentru orice ajutor. Ciorba asta o făcea măicuța. Măicuța a învățat-o de la bunica mea. Doamne, iartă-i pe toți, măicuța o făcea și zicea, niciodată, zice, când îți tăia porcul, fără ciorba asta să nu fie pămas, fără ciorbă. Și atunci noi de la măicuța am moștenit tradiția în familie. În așa fel făceam că fiecare tăiam porcul separat. Adică eu îl tăiam săptămâna asta, toată lumea ne adunam. Ea tăia aia la altă săptămână, aia la altă iar, și ne adunam toți și... Și de fiecare era ciorba asta? De fiecare dată făceam această ciorbă. Haideți la treabă, că avem o grămadă de treabă. Începem cu untura. Untura de porc în care au fost puși cârnăciorii, pentru că îi dă un gust extraordinar de bun. În timpul ăsta Alina taie ceapa. Da, Alina să-mi taie ceapa, mămică. Tu, sora mea, amesteci acolo să se topească bine untura. Voi pune cârnăciorii. Dar am înțeles că sunt făcuți tot de dumneavoastră. Tot de noi sunt făcut. Deci tot ce vedeți pe masă este făcut producția noastră proprie. Cât de importantă e ciorba asta pentru tine? Îți dai seama că răscolești o grămadă de amintiri. Eu știu, în vacanțele de... în copilăria mea. Țin minte și acum gustul ăla și mirosul ei aparte. Adică se umplea casa de aroma ciorbei. Mirela, dar cum erau sărbătorile în familie? Cum era Crăciunul? Aș dori ca, deja am emoții, toate sărbătorile din timpurile de astăzi să fie la fel cum am trăit noi atunci. Lumea era mult mai simplă și trăiam cu intensitate, inclusiv tăiatul porcului, inclusiv această ciorbă, care poate numai ciorba aia am avut-o, dar a fost ca și când mâncam nu știu ce. Ceapa și cârnații care se căleau încet în untura din ceaun au umplut aerul nu doar de arome, ci și de amintiri. Pentru Odi și familia ei, ciorba asta întotdeauna readuce în memorie momentele frumoase petrecute împreună. Cu ce e diferită ciorba aceasta față de celelalte ciorbe? Dacă am mâncat-o de atâtea ori de când eram atât, gustul și textura, e mai groasă, e o ciorbă mai groasă. Mai consistentă, exact, mai compactă un pic, nu e așa numai zeamă lungă. Exact. Și gustul ăla de cimbru intens, de mult mărar, că se pune mărar proaspăt și e... Ne plouă în gură acum, nu mai avem răbdare până o terminăm, suntem... Și nu la toate ciorbele, și nu peste tot locul se folosește cum... Și untura e foarte importantă, adică... Și cârnații presupun că sunt cârnați făcuți de voi, de familie. Acum vreau să pun apa. Și lăsăm să fiarbă varza. Acum o să pun și deja niște, arată foarte bine. Niște cimbru, frunzulițe. O să punem și se pune aia și cimbru măcinat și crenguțele. Asta e crenguțele de cimbru. Și acum ăsta, după ce l-am spălat, îl pun să fiarbă cu totul înăuntru. Așa. Acum eu musai să gust un pic să văd dacă mai trebuie să mai pun ceva. Nu mai trebuie nimic, fraților, știți cum îi tai! Beton, vai! Nici nu puteți să vă imaginați. Și încă n-am pus tot ce trebuie. Deci, acum, aici avem două gălbenușuri de ou. O să le frecăm un pic cu smântână, așa, ca și la noi în Ardeal. Mirela! Da, viu! Acum... smântâna o să o omogenizăm puțin, cu un pic de ciorbică, amestecăm și turnăm smântâna cu ou în ciorbica noastră și amestecăm. Și ciorbica, după ce fierbe, este gata și o să putem servi. Alina, tu ține cum miroase? Da, păi cred că simțiți și voi și cred că simt și cei de acasă. Dar cum miroase aici, mamă! O să-l punem peste ciorbică. Aici să lăsăm să fiarbă. Bine, bine. Scuzați-mă că n-am mânușile pe mâini, că toate, au fost toate spălate, toate ok, curate. Așa la bunica așa se făcea. Eu îs o fire modestă. Dacă gustați ciorba bețivului, nu mă uitați niciodată. Niciodată nu o să mă uitați și o să ziceți, mergem la Odi, că pe lângă supa bețivului bem și o pălincă de pere din aia bună din Zalău și mâncăm și jumări proaspete și o încărnați din produsele noastre și nu o să ne uitați niciodată. Haideți! Așa, frumoșilor. Vă ajută supa aceasta, ciorba, să vă apropiați, să o simțiți pe bunica sau pe mama? Da, dar mă ajută și de multe ori poate că mă și răscolește, că mă apuc așa un dor de ei, de când eram acasă, toți și noi. Ce să facem? Trecem peste asta, acum haideți să mâncăm un pic de ciorbică din asta bună. Este foarte bună. Dar spuneți-mi, ciorba când se pregătea? În ziua în care tăiați porcul sau a doua zi? Sau... În ziua când tăiam. Da, sigur. Păi... Cu câteva zile înainte de Crăciun, nu? Exact. La mulți ani, sănătate! Taica! Vă mai așteptăm cu mare drag la noi. Gata. Să vină toată echipa, întreaga echipă. Să vină, să guste ciorbița bețivului. Într-o pauză, uite. Păi, la mulți ani. Mult succes! Doamne ajută, mă bucur, oameni buni, când îi văd și pe colegii mei, cum stau ei la masă și mănâncă și beau un pahar de vin. Foarte frumos, a zis-o pe Larisa ceva mai devreme și pe colegul Cătălin. Sabina Venter, adică Odi, este acum aici însoțită de fiica Alina și de sora Mirela. Să știți că ele vin aici cu faimoasa ciorbă cu varză acră și cârnați afumați. Dar în spatele camerelor de filmat mai sunt și alte rude, pentru că n-au venit la București doar 3. Așadar, vă rog frumos să poftească invitatele! Iulica, ai fost foarte inspirat cu piesa asta, o să primești ciorbă din Anglia. Aici e o ciorbă românească, e adevărată. Să rămână și bine ați venit la emisiune, ne bucurăm foarte tare. Căutăm oameni talentați, oameni care au niște rețete senzaționale și niște rețete care au o poveste. Iar ciorba dumneavoastră chiar are o poveste și mă bucur foarte tare că ați venit aici. Se numește și ciorba bețivului. Exact. Știu că tocmai a fost la o nuntă în weekend, eu zic că e perfectă pentru ea. Perfectă și numai bine... Doamnă, îmi plouă în gură, haideți să ne așezăm aici pe canapea și să povestim un pic și de ciorbă, pentru că văd că ați mai venit și pe ceva mușcă. Da, ceva porcăriei de la noi după acolo. Aperitiv. Doamnă, uitați. Deci, să o luăm așa. Sunteți senzațională pentru că ciorba dumneavoastră chiar are o poveste. Și am văzut că sunt 70 de ani de experiență ca ciorba asta să devină din ce în ce mai bună. Exact, așa este. Deci o rețetă moștenită din neam în neam în neam în neam. Stră bunica. Și mama și eu. Da. Exact așa, așa este ciorba noastră. Eu am văzut că dumneavoastră aveți rețeta asta păstrată foarte bine, pentru că oamenii din sat vă cereau rețeta și n-ați vrut să o dați. Nu, nici nu o să o dau niciodată, decât din generație în generație. Da, ați lăsat-o undeva scrisă? Aici, la fiica mea. Deci Alina știe să o facă? Corect, corect. Deci ciorba asta care... N-am făcut-o până acum, am zis și pe filmare, dar recunosc că nu mă las și cred că mi-e la fel de bună. Deci fără nicio ezitare. Și eu sunt convinsă, la fel. Deci Odi are o rețetă de acum 70 de ani. Exact. Pe care o dă din neam în neam. Exact. Da? Exact. Și vreau să te întreb și să vă întreb pe dumneavoastră de fapt. De ce credeți că zicea ciorba bețivului acum 70 de ani? De fapt, asta, străbunica îi povestea la bunica, de unde știu eu mai bine, așa. Și bunica mea îmi povestea la rândul mie, când eram mică și mergeam la ea în vacanțe și îmi spunea, că și eu am întrebat-o, totuși de ce se numește supa bețivului? Ciorba bețivului, da. Ciorba bețivului. Și zice, erau doi ciobani. Da, de mult, străv. Băi, Ciucă, erau doi ciobani, am rămas doar eu, vino și tu repede, îmi place. Erau doi, să refacem sceneta. Hai repede, ia un loc aici. Ia-uți doi ciobani. Primăvara s-au dus cu oile la munte, ciobanii respectiv. Și într-o seară s-au bătat amândoi, s-au făcut praf, pulbere. Mangă, cum se zice la noi în sălaj, mangă. Și a doua zi zice, mă, așa bun ar fi o împie zamă acră. Știi ce? Mă duc până la Nana Flore, în sat, cobor, și-ți aduc o împie varză murată și ea într-atâta noi cărnați avem, de tăche, și într-atâta facem. Și ei lapte smântână aveau, nu era problemă, ei într-atâta au îngropit o împie ciorbă și de atunci au zis, mă, la asta supa bețivului se numește. Deci de acum așa se numește. Dar vreau să vă întreb, am înțeles că fica dumneavoastră știe rețeta, da? Da. Dar sora? Și sora. Păi nu se poate. Deci a rămas în familie, da? Păi corect. Doamnă, îmi plouă în gură, pe cuvântul meu, observați, da? Da. Adică cu greu mă stăpânesc. Și vreți să trecem la subiect? Eu aș vrea să trecem la subiect. Întâi de toate vreau să vă întreb. Deci ați văzut cum face ciorba și sora și fica? Ați gustat? Este ca dumneavoastră 100%? 100%. Deci rețeta asta o să fie dusă mai departe cum trebuie. Și cu limbă de moarte, las că s-o ducă mai departe până cât o putea ele. Da, eu întreb ceva. E scrisă undeva chestia asta? Nu. În suflet. Doar în suflet. Doar în suflet. Este o amintire de... Te rog frumos. Stai un pic, până umblăm la ciorbă. Îl avem aici alături de noi și pe jurnalistul Cosmin Dragomir, istoric al gastronomiei și pasionat de tot ceea ce ține de mâncare. Pentru că și el este un expert, iar dacă este un expert, vine și el să testeze ciorbele și mă gândeam să-l servim pe el prima dată. Da, haideți să-l primești tu, că eu sunt aici cu ghiridonul și n-am loc. Suntem în familie, Radu. Să intre! Asta e cu ciorba 2018, dacă n-ai zeamă, te bagi în seamă. Vă rog frumos, domnul Ciucă, să-l servim pe domnul Cosmin Dragomir, un om care este pasionat de... Nu? De zămuri. Vrei să vii să vezi un pic? De zămuri, neapărat. Uite, hai, pentru că tu ai auzit, stai să vezi, stai să vadă omul, mă, poate are el un stil al lui să o amestece într-un fel. Nu. E bine? Perfect. A venit și al treilea cioban, vrâncean. Da. Perfect. Deci, uite, mama, e cu afumătură, deci, doamne, deci știu. Deci, e de trei feluri, e carne, mușchiuleț, cârnați subțire și cârnați mai gros. Vreau și eu. Vreau și eu. Doamne, carnea este de la garniță sau de la dubă? Nu, este carne... Afumată. Afumată puțin și... un pic, care e diferența între garniță și dubă? La garniță e untură. Depinde de regiune. Asta e, deci același lucru, de fapt. Pentru că un pic mai jos de Argeș și spune dubă, în restul țării spune garniță. Nu, gata. Deci, oameni buni, vă prezentăm, începând de astăzi, bă, ce bine, mă, cu rubricile astea. Vă prezentăm ciorbe care, de fapt, nu sunt orice ciorbe. Sunt niște ciorbe care au istorie și care au poveste. Dacă vezi de poftă, vă rugăm frumos. Nu, mai luăm o jumară. Mai luăm o jumară. Stați un pic să gustăm. Doamnă, cu ciorbele astea știți cum e. Da, trebuie o gură de pălincă la noi. Așa se face dacă vreți să fie tacâmul. Să bea o gură de pălincă, de pere. Da, nu, că nu bem, doar mirosim. Nu avem voie la televizor să bem, să știți. Am înțeles. Da, să mirosim. Uite, bă, Ciucă, miroase înainte, că merge altfel ciorba. Simtem puțin miros, așa? De pară. E bine, Cosmine? Gata. E bine, da? E perfect. Cum e ciorba, Cosmin? Groasă, bună, fierbinte, cum trebuie. Ajunge la... Te strâmb la ea, nu la ciorbă. Poftim? Te strâmb la ea, nu la ciorbă. Da, te strâmb la ea, la ciorbă. Stai să gustăm. Acum mea de ciorba. Ia să vedeți, doamne, să vedeți. S-a făcut liniște în sat. Gata. S-a făcut liniște în sat. Veniți la noi la local și când vi poftă, vă servim când doriți. Deci denumirea ei, ca să rămână în istoria televiziunii, lăsăm așa ciorba bețivului sau îi dăm și un nume mai... Nu, pentru că și la noi, în lista de meniu, așa și este, ciorba bețivului. Deci e un pic hazliu, e... puțin distractiv, de toate. Toată lumea când citește, hai să văd cum este, toată lumea e foarte mulțumită. Cosmin are foarte multe experiențe, l-a călătorit foarte mult prin țară și a gustat tot felul de ciorbe, nu? Da. Și a făcut drumul ciorbei și tot felul de mâncări. Și spune cum e ciorba asta, serios. E un amalgam de tradiție aici, se vede, din diferite zone. Pentru că în Argeș nu ne-am așteptat totuși la smântână. Dacă ne-am duce spre Ardeal, am cere mai mult tarhon. să spunem. Cârnații, eu, de exemplu, pentru prima dată și doar în Banat i-am auzit în zămuri. Dar este spectaculoasă. Iar varza trebuia să fie pe... E port standardul gastronomiei din Transilvania. Da, asta este varză tăiată și pusă la butoi. Eu vreau să le zic oamenilor că dumneavoastră practic ați venit din Sălaj. Din Sălaj, deci... Și v-ați mutat? În Câmpina. În Câmpina. Exact. Pentru că rețeta, de fapt, este din Sălaj, din Ardeal. Da, și toate mâncărurile noastre care le facem sunt din Sălaj. Cu specificul nostru. Deci, tradiția noastră, tot Sălajul este la... Mamă, e senzațională, doamnă. E senzațională, stați că o mănânc toată. Da. Nu rămâne nimic. Stați un pic. Aici ce ne-ați adus totuși? Uitați, aveți ce masă rotativă avem noi aici? Ia uitați aici. Extraordinară. Deci ne-ați adus niște jumări. Da. Bă, băiatule, bă, jumări. Să încep ziua de luni cu jumări așa crocante. Uite. Îți merge bine toată săptămâna. Dacă vrei și o ceapă, e beton. Ăsta este preferatul meu. De unde ai știut? Da. Deci, de unde ai știut așa ceva? Asta este preferatul meu, doamnă. Mușchiuleț a fumat. Știți cum merge asta? Senzațional. Hai, țucuținii, Muca Măruță, dar păi vezi ce am nimerit. M-ați nimerit? M-ați nimerit, sunteți extraordinară. Ia uite, bă, Ciucă, mușchiuleț de la afumat, din Sălaj ăsta. Și asta e gușă de... Nu, asta e din Sălaj, mușchiulețul sau? Da, toate sunt făcute de noi, da. Tot din Sălaj. Toate. Doamna, sunteți fabuloasă. Da. Băi, Ciucă, mă, ia uite-mă și ăsta. Ia. Mă simt ca copiii aia mici care se uită și îți mănâncă acadeaua, doamnă. Deci dacă ai atâția prunci, Măruță dragă, ce Alina, vreau să te întreb tu ce amintire ai cu ciorba asta, serios. Ciorbița asta o făceam noi de fiecare dată. Bine, la ea, noi o făceam de altfel și bunica mea o făcea foarte des la Teatul Porcului. Atunci se făcea ciorbița asta în mod special. Alături de jumări, de cârnați, de mușchiulețul afumat, de slănină. Dar ea era nelipsită atunci la Teatul Porcului. Când ne adunam toată familia, neamuri, rude, prieteni, să ajutăm, evident, că la noi e neamul mare. Și ne adunam toți împreună și, evident, se lăsa la sfârșit cu această ciorbiță, cârnații, jumările și așa mai departe. Și la sfârșit cheful, evident. O pălincă, o poveste și... E semn de un gospodar să ai cârnați înainte de Tăiatul Porcului. Gospodari. Păi nu, îi păstrai cârnăciorii care aveai înainte, îi păstrai în untură. Păi da, dar de obicei nu mai ai. Și la Teatul Porcului noi nu se începea borcanul cu untură și cu cârnață până când făceam ciorba asta, la Teatul Porcului sau când trebuie. Și la Teatul Porcului făceam cârnați, jumări, iar caldaboș, că la noi se face caldaboș. Să zicem că suntem la un juriu, la o competiție internațională, tu ești președintele juriului, ce îi spune tu despre ciorba asta ca să dau trofeul? Eu dacă aș fi ministrul turismului, m-aș duce așa cu ciorba asta la toți ambasadorii și pe la toate târgurile și le-aș arăta străinilor de ce trebuie să vină și să mănânce în România, cât e de bună mâncarea noastră, cât e de diferită, cât e de bogată și de aromată, pentru că sunt aici o groază de gusturi. Acestea fiind zise, doamna Odi, ați dat lovitura cu ciorba asta, care are, atenție mare, oameni buni, deci are 70 de ani, da, 70 de ani vechime de când este rețeta. Vreau să vă spun că am pentru dumneavoastră, n-ați bătut drumul ăsta degeaba, ați venit cu rețeta de acum 70 de ani de la Sălaj și vreau să vă dau un medalion ca să vă aduceți aminte de mine când faceți câte o ciorbă de genul ăsta. Uitați, aveți un polonic de aur, e chiar polonic de aur. Mulțumesc din suflet. E chiar un polonic, dar puteți să-l puneți la gât acum. Vă rog eu frumos, puneți-l la gât. Așadar, vreau să le mulțumim mult de tot celor de la Maria's Lady Bugs pentru polonicele acestea minunate, pentru că o să vedeți în fiecare zi, o să avem grijă de telespectatorii noștri care ne trimit și care vin cu rețete de mâncare unice, care au poveste. Adică trimiteți-ne mesaj pe Facebook la Măruță sau pe mail la maruța@romprotv.ro să vă rudați cu cele mai bune ciorbe, dar care să aibă istorie, care să aibă tradiție și cu siguranță puteți să fiți invitați pe canapea și de ce nu poate pleca și cu un polonic de aur. Ia uitați aici, aveți polonicul de aur. Mulțumesc. Vreau să-l aveți amintesc, nu vreau să-l dați jos de la gât. Niciodată. Uitați, polonicul de aur. Mulțumesc. Altă treabă. Bine acum. Foarte frumos. Vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Mulțumim mult de tot. Te mai așteptăm pe la emisiune. Sora mai tăcută astăzi. Sora am simțit-o mai tăcută. Ea e așa un pic mai... Ea fiind mai mică, Eu am avut întotdeauna de învățat de la surorile mele mai mari. Da, câte surori sunteți în total? Trei surori. Și ați avut mai mult de învățat de la surorile mai mari? Întotdeauna. Cu mare drag am învățat. Dar ea stă bine cu dansul. E mai tăcută, dar dansează foarte bine. Știți ce îmi place mie, că a zis de Câmpina? Deci eu sunt fan la Sârba din Căruță. Au venit cei de la ansamblu, de la Breaza, da, de la Calabreaza, cu Sârba în Căruță. Deci sunt fanul acestei sârbe, pe cuvânt. Deci trebuie să veniți să ne vizitați și pe noi. Trebuie. Vă mulțumesc mult de tot. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și, Doamne bună, dacă faceți niște ciorbe senzaționale, eu sunt omul aici, vă aștept. Și mai ales dacă ciorbele astea au niște povești senzaționale în spate. Vă mulțumesc mult. Foarte tare, Alina, îți mulțumim mult de tot. Să rămână, vă mulțumim mult de tot. Vă așteptăm pe la noi cu mare drag. Poți să iei, aduci strachina mâine. Eu nu o las. Ia-o cu tine și o aduci mâine.